Zănești reprezintă punctul în care fermierii din zona Moldovei vin an de an să ia cunoștință cu tehnologiile și inovațiile pe care Bayer le propune pentru dezvoltarea agriculturii românești. Și de această dată, peste 400 de fermieri au ținut să fie prezenți la Bayer Agro Arena. Bayer înseamnă pentru noi un ajutor foarte mare. Consider că Bayer Arena are un loc deosebit, pentru că aici colegii din teritoriu, din zona Moldovei, învață foarte multe lucruri practice. Știința este pe primul loc la Bayer Arena și cred că fiecare, după ce pleacă de la acest simpozion, pleacă cu câteva cunoștințe noi pe care le poate aplica în ferma dumnealui. Trebuie să dăm, așa cum am spus-o, cezarului cei al cezarului și vom afla toate noutățile pe care și anul acesta Bayer le aduce și vi le propune în cadrul Bayer Agro Arena. Vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră de a participa la ziua noastră de astăzi, de aici, de la ferma Zănești, a companiei grupului de firme TCE3 Brazi. Este un moment deosebit pentru noi, eveniment pe care dorim să-l avem ca o platformă de discuții între noi și dumneavoastră, pentru că avem lucruri interesante pe care vrem să le prezentăm, lucruri care țin de tehnologia la principalele culturi pe care dumneavoastră le aveți în fermă și în același timp produsele noi, creațiile cu care compania Bayer vine în fiecare an în fața dumneavoastră. Ca în fiecare an ne întâlnim la Bayer Arena, un eveniment de referință unde foarte mulți fermieri din zona Moldovei schimbă idei, recepționează tehnologii noi și trebuie să recunoaștem că în fiecare an sunt noutăți pe care imediat, cel puțin eu, le pun în practică. Un eveniment Bayer Agro Arena este o posibilitate pentru fermieri de a vedea concentrat modul cum acționează produsele companiei Bayer pe diferite culturi. Bayer Agro Arena este un eveniment la care nu lipsim, nu trebuie să lipsească nimeni de cine face agricultură, pentru că are posibilitatea să vadă un nivel de tehnologie care poate să dea cele mai bune producții la noi în România. Pentru noi este o onoare să fim astăzi prezenți aici și anume de ce? Pentru că într-o fermă mare, nivelul așteptărilor este mare și sperăm că prin tehnologiile Bayer și prin performanța pe care o livrăm să ne reînălțăm la nivelul așteptărilor din toate fermele din România. În afară de produsele noi lansate, avem noutăți la capitolul servicii. Într-o fermă, problemele sau provocările nu se reduc numai la procesul de protecție a plantelor și semințe, mai înseamnă și fertilizare, mai înseamnă și calitatea tratamentelor fitosanitare, înseamnă și asigurări agricole. Anul trecut am lansat acest concept de servicii, în care am venit și am vorbit prima dată de cartare agrochimică, analiza chimică a solului și a apei, iar mai nou, astăzi vreau să vă vorbesc despre asigurarea culturilor. Am gândit acest serviciu pentru dumneavoastră, pentru a-l putea accesa din Bayer Fidelis. Atunci când am întrebat fermierii din România legat de problemele cu care vă confruntați, partea de asigurare a fost, să spunem, în topul problemelor din ferma dumneavoastră. Așa că ne-am gândit să vă oferim acest serviciu de asigurare. Vom începe cu Agroasigurări. Am căutat o firmă care să aibă un portofoliu cât mai complet. Și unul din, să spunem, riscurile asigurate, un risc care vedem că și în zona dumneavoastră este tot mai prezent, este vorba de secetă. Am căutat să avem și acest risc, să vă oferim partea de asigurare împotriva secetei. Deocamdată sunt 3 culturi, este vorba de grâu de toamnă, porumb și floarea soarelui. Vom avea asigurarea împotriva secetei la aceste 3 culturi, dar ne gândim să extindem și la alte culturi. Mai mult de atât, vom avea partea sau asigurate și culturile, spunem noi, speciale, horticole. Și vorbesc aici de pomi, de viță de vie, legume poate, nu mai spun de cartof, care de asemenea mi-e foarte drag. Cu
Cultura cerealelor păioase reprezintă unul dintre domeniile agricole în care Bayer vine cu mari noutăți în 2018. De altfel, aceste produse au ajutat ca pe platformele din Piatra Neamț, culturile de grâu și de orz să arate excepțional, cu rezultate foarte bune la recoltare. A fost un an dificil pentru zona noastră, un an în care precipitațiile au fost foarte ciudat repartizate. Scopul tratamentelor pe care le-am executat a fost de a menține bolile și dăunătorii la un nivel care să nu afecteze potențialul genetic al soiului de grâu pe care îl avem aici. Tratamentul seminței s-a efectuat cu produsul Iunta. Compania Bayer oferă o gamă foarte largă de produse pentru protecția culturilor de cereale. Pornim cu tratamentul seminței, cu Iunta 4, Ready Go și Peridiam. O să vă vorbesc despre ce am aplicat aici în lotul din fața noastră. A fost pachet Falcon Pro, Nativo Pro și produsul nou Aviator și Prozaro în tratamentul 2 și Prozaro la tratamentul al treilea. Sigur, paleta noastră de produse este una foarte largă. De ce? Pentru că sunt și probleme foarte multe la culturile de cereale. Am folosit trei tratamente, într-adevăr. La tratamentul 2, Falcon, și Nativo Pro la tratamentul 3, pentru că avem un soi de la procera PG-102 bază și care anul trecut, semănând după porumb, pleacă fuzarioză. Și fără trei tratamente, în acest an nu am scăpat. Cu toate că a fost un an cu lipsă de precipitații. La noi, la Itești, am folosit foarte mult secatorul Progres, având în zonă Turiza. Este dinamicul numărul al agricultorului. Iar pentru că am avut ceva probleme cu iarba vântului, bine că a apărut Atlantisul și o să încercăm pentru vehicul, în partea, într-adevăr, spre Vaslui, Bacău, Iași mai puțin, este această problemă cu monocotil de la grâu. Am lansat anul acesta produsul Atlantis Flex. L-am testat efectiv în ferme, pe culturi comerciale. Produsul a avut o eficacitate foarte, foarte bună împotriva tuturor buruienilor graminee. Dacă aveți probleme și vreți să combateți buruienile graminee, produsele trebuie aplicate de vreme, până la faza de înfrățită a buruienilor. Produsul nostru are două doze, are doză flexibilă și rezolvă problema chiar și în cazul în care ajungeți cu produsul mai târziu în cultură, pentru că nu e tot timpul cum vrem noi, e cum vrea natura. El este preluat pe două căi, este preluat și prin frunze, dar are acțiune și la sol, este preluat și prin rădăcini, ceea ce face ca el să rezolve chiar și buruienile care încă nu le-a prins răsărite. Dacă vreți să controlați și buruieni cu frunză lată și buruieni graminee, atunci e bine să faceți un amestec cu produsul nostru secator, care completează și controlează toată paleta de buruieni din cultura de cereale păiase. În produsul Aviator cu tehnologie X-Pro este noutatea noastră de anul acesta. Am reușit să importăm cantități limitate din produs, l-am testat în câteva loturi. Aviator X-Pro este produsul care a devenit standardul în controlul bolilor în zonele cu rezistență la fungicidele utilizate în mod curent. Ne așteptăm să întâmpinăm și noi această problemă, pentru că condițiile în centrul estului Europei sunt diferite de cele din vest, acolo sunt mult mai multe precipitații, rezistențele s-au dezvoltat foarte, foarte rapid și venim cu produsul Aviator, un produs cu niște caracteristici cu totul și cu totul speciale. În primul rând este formularea, care este una de ultimă generație și este unică în piață astăzi. Produsul are o formulare bazată pe trei adjuvanți, asta îl face ca atunci când atinge frunza de cereale păioase, el să se întindă foarte bine, să acopere perfect frunza de cereale și să fie foarte, foarte rapid preluat de către plantă. În numai 15 minute el este preluat în proporție de peste aproape 70%. Poate să intervină o ploaie la un sfert de oră după aplicare, iar produsul deja este preluat 70% în cultură, aduce spor de producție în jur de o tonă. De asemenea, produsul oferă efectul de greening mai pregnant, este mai puternic și mai prezent, menține foliajul verde mai mult timp și asta face ca acumulările de substanță uscată în bob să fie superioare unei culturi tratate cu produse standard. Pe
Pe fondul unui an destul de capricios din punct de vedere al temperaturilor și precipitațiilor, fermierii din zona de est a României au avut nevoie mai mult ca oricând de tehnologii menite să le protejeze culturile și să le asigure recolte generatoare de profit. Și de această dată, Bayer s-a prezentat în fața fermierilor la nivelul statutului pe care îl are, de lider mondial. Primăvara a debutat cu, nu se putea mai rău, cu zăpadă și temperaturi scăzute. Au dus la o tasare excesivă a stratului superficial de sol. Tot acesta a dus și la o întârziere a semănatului, cu minim 2 săptămâni. Pregătirea terenului și a patului germinativ s-a făcut în condiții destul de grele, ceea ce a dus mai departe la o răsărire neuniformă a porumbului. A dus la destule probleme legate de aplicarea erbicidelor și așa mai departe. Peste toate astea s-a mai instalat și o secetă la sfârșitul lunii aprilie, care a dus la o dezvoltare impropria a plantelor de porumb. Aici este hibridul DKC5141. Pregătirea terenului a fost făcută prin arătură și un combinator. Planta premergătoare a fost rapița. Cantitatea de îngrășăminte a fost de 200 de kg de uree și 250 de kg de DAP. Semănatul a fost făcut pe data de 18.04, iar răsăritul a avut loc pe data de 30.04. Densitatea de răsărit a fost de 62.000 de plante la hectar. Dacă ne gândim la ferma pe care o avem și ne gândim că pe viitor vrem să o lăsăm cuiva, pe termen lung cartarea agrochimică este deosebit de importantă, fiindcă avem un asolament, avem o anumită rotație și avem o producție pe care ne bazăm și producția respectivă are nevoie de elemente nutritive date la consumul respectiv. Revenind la tehnologia de erbicidare, 3 variante de erbicidare, Adengo Pre, Adengo Post, Timpuriu și Laudis. Acest lucru nu l-am făcut la voia întâmplării, l-am făcut ca să vă putem prezenta adaptabilitatea produselor noastre la condițiile fiecărui an în parte. Noi folosim Adengo de tot timpul și la toată suprafața, este un pariu câștigat, este erbicidul care îți dă cele mai bune rezultate. Adengo este numărul 1 pe piața, nu numai pe piața din Moldova, pe întreaga România, zic eu. Toți fermierii ar trebui să orienteze spre Adengo. Vă uitați, porumbul este curat, vă dați seama că la data asta este destul de bine dezvoltat, este 19 iunie. Adengo rezolvă problema în foarte mare măsură. Sunt numai situații speciale și ani în care mai trebuie să utilizăm și Laudisul. Se văd rezultatele acestea foarte ușor în orice cultură. Folosim erbicidul Laudis deoarece într-o fază mai târzie de creștere a porumbului nu avem probleme cu fitotoxicitatea și atât buruienile monocotile cât și cele dicotile sunt combătute fără niciun fel de problem. Laudisul este prietenul nostru al fermierilor pentru porumb cu toată baza. Portofoliul nostru este vast. Adengo Merlin Flex, Merlin 2 pentru preemergență și postemergență timpurie. Laudis pentru monocotile, dicotile anuale cu aplicare de la 2 până la 8 frunze. Și mai ales în acest an când ați avut răsărire neuniformă. Că a fost în 4, că a fost în 8, dacă am avut o pondere mare a porumbului în 8 frunze, cu siguranță puteți să mergeți cu doza maximă de Laudis, 2,25, ca să fiți sigur că aveți o combatere eficientă. Echip pentru burieni monocotile anuale și perene și un spectru foarte bun pe dicotile, care trebuie, să zic așa, potențat atunci când vorbim de perene cu Buctril universal, dar atunci reduceți doza de Buctril, nu mergeți cu doza maximă. Când avem probleme cu bolile, în zona aveți deja diabrotica, atacă la nivelul șchiuletelui adultul, mănâncă mătasea, produce răni și mai este și ostrinia și mulți alți zăunători care mai fac probleme. Orice rană pe planta de porumb ne expune unui risc de apariție a fuzariozei la nivelul șchiuletelui. În această situație trebuie să combatem și dăunătorii și să aplicăm un tratament fungicid. Recomandarea noastră este Prosaro. Bayerul pentru mine este o firmă indispensabilă, pentru că la porumb, de exemplu, erbicidele care le folosesc sunt aproape exclusiv de la Bayer. Pentru o cultură de porumb fără probleme din partea buruienilor, produsele Bayer ne asigură reușita. Pentru fermieri, protecția Bayer pentru cultura porumbului este una care le dă multă liniște.
Rapița este una dintre culturile fără de care fermierii din zona Moldovei nu concep planul de rotație în câmp. Astfel, interesul fermierilor față de soluțiile oferite de Bayer la problemele actuale a fost unul foarte crescut. Așa cum vedem aici, am reușit să avem o cultură bună în condițiile de anul acesta, cu o densitate bună, nu am avut pierderi. Foarte important la rapiță, după răsărire, tratament sămânță modesto am avut aici, nu am avut pierderi în ceea ce privește plantele după răsărire. Primei dăunători care ne apar după răsărire cu creșterea în vegetație la 4-6 frunze își fac apariția, de fapt purigii sunt acolo de la răsărire, dar faptul că am avut sămânța tratată ne-a protejat, după care în momentul de 4-6 frunze am intervenit cu un insecticid de contact, pentru că era nevoie, am avut un atac foarte puternic de purici. Sunt două specii mai cunoscute de purici. Produsul pe care noi îl recomandăm este un produs simplu, de contact, decis expert. Am avut aici în toamnă și atac de viespea rapiței. Am reușit să-l ținem sub control cu acest produs, decis expert. Iar odată cu creșterea în vegetație de la 4-6-8 frunze, începând de la 6 frunze, am luat în calcul un fungicid care are și rolul de regulator de creștere. Este vorba de produsul Folicur Solo. Fungicidul Folicur Solo pentru noi fermierii reprezintă o soluție deosebit de potrivită pentru a pregăti cultura de rapiță la intrarea în iarnă, indiferent de cum vor varia în limite rezonabile temperaturile pe parcursul lunilor noiembrie, decembrie și ianuarie, suntem asigurați că vor ieși viguroase la desprimăvărare. Ca urmare, fungicidul Folicur Solo este chiar un prieten al fermierilor. Nu putem evita să nu-l folosim în toamnă. De asemenea, ne asigură protecție pe foma. Foma este boala care se instalează de toamnă, rămâne în sol, rămâne pe plantă, se dezvoltă pe timpul iernii. Cam asta este tehnologia în toamnă. Primul dăunător care ne supără în primăvară este acest Ceotorhynchus napi sau gărgărița tulpinilor. În această etapă apar și principalele boli, să zicem așa, de primăvară ale rapiței, putregaiul cenușiu, făinarea, alternarea, dar unde sunt țesuturi moarte provocate de atacul larve de gândaci, automat se instalează și sclerotinea. În această etapă, noi avem un pachet tehnologic format din două produse, un fungicid și un insecticid, Proteusul și Tilmorul. Intrăm în perioada înfloritului, apar primele flori în lan, apar și alți dăunători. Melighetesul, el vine în valuri succesive, vine și pur și simplu ne decimează culturile de rapiță. Își face apariția și cea mai păgubitoare boală a rapiței, și anume sclerotinea. Pentru această etapă, Bayer-ul vă pune la dispoziție două pachete tehnologice. Pachetul Biscaia este un pachet în care găsiți două produse, Biscaia insecticid, Tilmor fungicid, și pachetul Propuls, în care aveți din nou Biscaia insecticid și Propuls fungicid. La maturitate avem un sticker, lipici să-i spunem așa mai popular, este un produs folosit pentru lipirea silicvelor. Bayer-ul pentru mine este o firmă indispensabilă, pentru că o protecție la rapiță fără Bayer aproape că nu se poate face. Când te gândești la Bayer și spui de rapiță, de protecția rapiței, poți să te gândești într-adevăr și la un profit garantat. Am avut posibilitatea să văd în câmp aplicat noul produs lansat de compania Bayer pentru grâu, și anume Aviator Pro, un fungicid care s-a extins și în estul Europei, și fermierii sunt convinși că îl vor găsi deosebit de util în ferma lor. Pentru noi care cultivăm porumb la țigănaș, fără produsele Bayer, am avea o mare problemă în combaterea borenilor și menținerea culturii la nivelul de curățenie necesar pentru producțiile care le dorim noi. Bayer este o firmă care ne-a rezolvat problema. E portofoliu nou de produse, nou și relativ nou,
Și mă refer la Atlantis, la Capreno, chiar dacă e lansat mai înainte, dar herbicidul Capreno e o noutate încă în cultura porumbului. Fermierii au îmbrățișat, de asemenea propulsul, care dă rezultate mult mai spectaculoase decât s-a anunțat.